Salut la toată lumea și bine ați revenit la un nou episod de Critical Ops, unde astăzi reacționăm la noul Critical PES. Așa că înainte de a începe acest episod, vreau să vă întreb dacă doriți să mai continuăm seria în care reacționăm la Critical PES-uri, pentru că în ultima perioadă nu am mai văzut așa mare susținere la această serie, așa că scrieți-mi în secțiunea de comentarii dacă doriți să mai facem episoade în care reacționăm la Critical PES-uri. Noi am făcut asta până acum, menținem o tradiție, dar dacă vouă nu vă mai plac episoadele de genul, nu lăsați-mi sugestii pentru alte clipuri de Critical Ops. Like, subscribe și haideți să începem. Avem nou Lucky Spin care arată chiar destul de interesant, e numai diamante, plin de mov, plin de diamante, plin de toate. Avem aici Critical PES-ul, haideți să reacționăm la el, să vedem dacă de data aceasta ne va surprinde cu ceva nou, cu ceva plăcut. Avem primul item care este pe 250, un item rar. Nu mai începem cu tier 5, cu tier 6, începem direct cu un tier 4, scădem raritatea aparent. Avem primul case, avem încă un case care are niște iteme destul de interesante, de exemplu astea au fost la Lucky Spin, de asemenea și itemul ăsta au fost la Lucky Spin. Avem iteme ce au fost la Lucky Spin și acum sunt în case-uri. Avem standard case, mi-ar plăcea să văd premium case, că n-am mai văzut de nu știu cât timp premium case-ul, s-a scos de tot din joc, eu nu mai văd niciun premium case. Avem 100 de bănuți, avem un MP7 din nou rar care arată destul de interesant. De data aceasta avem tematica cu roșu și negru, ceva vulcanic, habar n-am ce vrea să reprezinte. Case, încă un case, să vedem, aici avem niște iteme mai interesante. Deagle-ul ăsta de tier 7 este superb. Astea sunt remodelate cel mai probabil, astea le-am mai văzut, da, niște iteme interesante, standard case, 100 de bănuți, primul tier 5 care este pe FP6, bă, același design, nimic schimbat, adică, nu știu, un pixel schimbat nu văd și eu pe arma asta, sincer să fiu cu voi. Case gratuit, ne mai pune și noi aici câte un case așa, câte un item gratuit ca să nu uite de noi ăștia care nu avem posibilitatea de a cumpăra Critical PES-ul. Avem încă un case, iteme din nou foarte foarte șmechere și interesante, mamă cum e ăsta, vezi că e forță ăsta. Standard case, 100 de credite, SVD, din nou schimb pe SVD, aceleași arme, aceleași skin-uri, deja mi s-a luat. Avem încă un case gratuit, încă un case, case PS case în continuu, deja m-am săturat de ele, mi s-au luat de tot. Standard case, 100 de credite, bă, cred că partea cea mai interesantă din PES-ul ăsta este că ne dă foarte multe credite, adică cât pentru următorul PES. Avem skin-ul acesta pe AUG care este ultimul skin din PES, bă, ăsta da, ăsta chiar merită, dar restul skin-urilor, vă zic sincer, nici unul nu merită. Ăsta da, se mai potrivește aici, mai are o noimă, dar restul, vă zic sincer, praf. Praf, praf, din nou case gratuit, încă unul standard case și de aici avem linie de credite. Deci o reacție foarte scurtă, mai mult am vrut să vă întreb dacă doriți să mai facem episoade în care reacționăm la Critical PES. Critical PES-ul costă 1400 de bănuți. Lăsați-mi în secțiunea de comentarii părerea voastră, nota voastră și dacă ați cumpărat acest PES. Nota mea, sincer, nu știu, un 6, mai mult de 6 nu pot să-i dau. Părerea mea a fost pe parcurs, deci ce pot să vă zic, na, e jale, sincer. Nu mai văd rostul la un PES, nu mai văd PES-urile cum erau înainte. Înainte PES-urile erau foarte șmechere, erau cu mai mult sens, acum însă așa, doar ca să fie. Avem și noi trade-up-ul, ne-a apărut funcția asta de trade-up și văd că am aici niște skin-uri pe care habar n-aveam că le am, cel puțin nu știu ce sunt cu skin-urile astea. Da, mă, deci na, nu știu cum funcționează. Nu știu cum funcționează trade-up-ul, pui niște iteme aici, faci alte iteme, da, nu o să stau acum să analizez ce trebuie să-mi dea, ce de astea, în fine. Bun, mă, băieți, cam ăsta a fost și episodul, sper că v-a plăcut. Eu am fost Alex, iar noi ne auzim data viitoare cu un nou episod. Nu știu dacă o să mai facem reacții sau nu.
vedem. Deci da, cam asta a fost episodul. Salut!